Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit pe canalul meu. Da, după cum vedeți în titlu, o să-mi spun și eu părerea mea despre Tiberi și Cornel. Nu am făcut niciodată lucrul ăsta, nu am făcut niciodată un clip de genul. Și sunt conștient și sunt sigur că o să văd prin comentarii, o să-mi iau hate că ai făcut acest clip despre Tiberi și Cornel, de ce ai făcut și nu știu ce și că nu știu cum, ai făcut ca să atragi lume și nu știu ce și nu știu cum. Nu, vreau să-mi spun și eu părerea despre ei. Poate da, într-adevăr recunosc că am făcut și ca să atrag și, atenția la oameni, ca să vadă părerea mea despre ei, ce părere am eu despre Tiberi și Cornel și mai nou un nou membru care a apărut, Ionuț Ghiță. Vreau să-mi spun și eu părerea mea. Dacă vreți și sunteți interesați și vreți să ascultați părerea mea, puteți să continuați să vizionați acest clip. Cei care nu sunt interesați, puteți să dați skip, să vă duceți în altă parte, pe alt videoclip, să mergeți mai departe. Așa că eu am o părere foarte bună despre Tiberi și Cornel. Am văzut foarte multe comentarii rele despre Tiberi și Cornel, că nu mai postează, că a uitat de fan, că nu știu ce și nu știu cum. Fel și fel de vorbe despre ei. Că i-a despărțit Ionuț Ghiță, că din cauza lui Ionuț Ghiță nu mai postează, că nu știu ce și nu știu cum. Am văzut că și pe el dați cu hate și vorbiți urât, că e nu știu cum, că a fost pe nu știu unde, că la televizor, că a făcut videochat, că nu știu ce, fel și fel de chestii. Oameni buni, încercați să nu mai judecați o persoană înainte de a o cunoaște foarte bine. Înainte de toate, cunoașteți acea persoană, încercați să o cunoașteți, să vedeți și după aceea puteți să vorbiți și trebuie să veniți și cu argumente, să, dacă spuneți un lucru despre acea persoană. În primul rând, Tiberiu și Cornel, după cum ați văzut, au și ei fiecare treburile lor în familie lor. Trebuie să mai stea și ei cu familiile lor. Na, Tiberiu are și el treaba lui acasă la el, trebuie să-și facă gardul și el ce are treburile lui pe acolo de făcut. Na, fiecare dintre noi avem și noi treburile noastre acasă. Stăm împreună cu familia, altul are servicii, altul trebuie să ducă la școală, altul eu mai știu ce are de făcut. Fiecare are treabă și na, trebuie să stea și cu familia. Da, într-adevăr, au devenit niște persoane publice, dar asta nu înseamnă că trebuie să stea tot timpul cu fanii. Trebuie să stea tot timpul să posteze clipuri, să facă clipuri pentru fani. Au luat și o mică pauză, să zicem puțin mai mare, pentru că, na, să reușească și ei să-și facă ceea ce și-au propus pentru ei acasă, că trebuie să facă și pentru ei acasă. Că, na, ați văzut, voi credeți că e simplu să faci un clip, dar durează foarte mult să faci un clip. Cum fac în cazul lor, cum filmează ei, trebuie să facă, de exemplu, face treabă la căsuța din pădure. Ei filmează câteva ore bune acolo la căsuță ca să iasă un clip de o oră, ca să poată să facă un clip de 40 de minute, de o oră, de o oră și ceva cât îl face ei. Că na, nu poate să pună toate chestiile, după cum v-am mai spus și ei în alte clipuri, că v-au spus și ei în atâtea clipuri, v-au spus, bă, oameni buni, nu putem să facem tot timpul clipuri pentru voi și nu poate să facă clipuri mai lungi, pentru că dacă ar face mai lungi, asta ar însemna să pună chiar tot ce face ei când stau și nu știu ce și nu știu cum și v-ați plictisi, așa că pune și ei chestiile cele mai interesante. Și na, după cum v-am spus, să revenim înapoi la ceea ce vreau să spun. După cum ați văzut, nu au timp să mai posteze și ei clipuri, na. Și până la urmă a trebuit să-și ia și ei o pauză bună, să mai stea și ei cu familia, să-și mai facă și treburile pe acasă, că au și ei de făcut. Și după aceea o să revină în forță, să revină cu clipuri noi de la căsuță, cu, eu știu, probabil se vor gândi pe viitor și le dau eu o idee. Ar fi bine să mai facă și altceva, nu neapărat numai de la căsuță. Ce știu, să facă și alte clipuri, cum făceau ei înainte și chestii de genul. Pe exemplu, printre astea cu ce fac ei la căsuță, treabă la căsuță, că am văzut că încă mai au de făcut fântâna, să mai facă, eu știu, și clipuri cum făceau ei înainte, că doarme nu știu pe unde, că, eu știu, caută pe un fântân, nu știu ce, cu magnetul,
Fac, să mai facă și clipuri din astea cum fac ei, fel și fel de glume. Multe alte clipuri, știi, ca să aibă ce să, ca să aibă conținut, ca să mulțumească pe toată lumea. Acum e, să zicem, o părere de-a mea și, na, o idee de-a mea, niște idei de-ale mele. Eu am o părere foarte bună despre ei, îmi place ceea ce fac și bravo lor, mă bucur pentru succesul lor că au ajuns până aici și sper să ajungă și mai departe, să reușească să facă și un milion de abonați. Cum, dacă știți și mulți ați urmărit canalul lor, eu le-am făcut butonul acela de un milion de abonați. Și îi respect foarte mult și na. Și îi urmăresc și pe Pavel și pe și Costel, deci îi urmăresc pe toți din familia lui, îi urmăresc și pe fata lui cu ginerele lui, pe Paula și cu Cosmin. Și urmăresc și pe Ionuț Ghiță, mai nou acum care a apărut și ei în prin clipurile lor. Eu să zic, nu am nimic cu Ionuț Ghiță, am, să zicem, o părere ok așa, nu pot să spun că o părere bună, cât de cât ok, adică îl apreciez ceea ce face, până la urmă fiecare încercăm să facem, cum să spun eu, să atragem atenția în fiecare modul lui. Dacă vă place, puteți să-l urmăriți, dacă nu, nu fiecare, dar asta nu înseamnă că trebuie să dați cu hate, să vorbiți urât despre el și multe alte chestii. Eu nu știu prea multe despre el, îl știu și eu de pe Facebook, probabil că și majoritatea îl știți de pe Facebook, care are, cum să spun eu, pagină de Facebook, grup de Facebook și postează fel și fel de clipuri, de poze și astea. Îl știu de foarte mult timp, dar nu-l cunoșteam așa, cine știe ce. Din când în când mai vedeam câte o postare de la el așa și mai mă uitam, mă amuzam la ceea ce posta lui el pe Facebook. După aceea, na, el, după cum vedeți, a apărut și el, acum, de curând, a apărut și pe YouTube. Tot așa la, cum să spun eu, de câte am înțeles și dacă îi urmăriți pe Tiberi și Cornel, tot ei i-au dat ideea și lui Ionuț Ghiță să-și facă și el canal de YouTube, să posteze și pe YouTube și, na, acum, că mulți am văzut că a spus că, a, că, uite, că s-a vândut lui Ghiță și că Ghiță i-a dat, Ionuț Ghiță le-a dat bani lor și că nu știu ce și acum îi face promovare și nu știu cum și nu știu ce. Bă, până la urmă e problema lor dacă i-a dat bani sau nu i-a dat bani sau dacă îi face promovare sau nu îi face. Până la urmă e problema lor, ei fiecare încearcă să-și facă într-un mod, nu știu cum să spun eu, viața mai bună, să-și facă un rost în viață. Fiecare încercăm să ne facem în modul nostru. Lor, ei au modul lor de a-și face un rost în viață, noi avem modul nostru de a face un rost în viață. Să încercăm să nu mai invidiem lumea pentru niște lucruri care pur și simplu nu și-au rostul. Încercați să fiți mai buni, să nu judecați omul și persoanele dacă nu le cunoașteți. Până la urmă, fiecare e liber să facă ce vrea. Dacă nu vă convine, nu trebuie neapărat să dați cu hate, să vorbiți urât despre anume persoane. Na, și cum ați văzut, și v-am mai și spus și vă mai repet, au și ei treabă, până la urmă, au și ei problemele lor în familie, na, probleme în familie, au, na, trebuie să mai stea și ei cu familia, au de făcut și ați văzut, după cum ați văzut, Cornel are și el de făcut la casă, Tiberiu la fel are și el de făcut la casă, are de terminat și el de făcut gardul acolo. O să revină în forță, după cum am văzut că a spus pe un live la Ionuț Ghiță, a spus Tiberiu că o să revină în forță și că o să posteze din nou clipuri. Dar, na, trebuie să le dăm și lor timp și să avem răbdare, că or să revină și o să revină în forță cu clipuri noi și frumoase, poate o să revină cu idei mai noi, cu chestii mai noi, cu un alt, cum să spun eu, nu am idee acum. De aceea, na, încercați să fiți și voi mai buni. Am văzut că și pe grupul lor de Facebook, pe pagina lor de Facebook, unii vorbiți că nu mai ține la fan, că a uitat de fan, că nu mai e Tiberi și Cornel dinainte, că multe alte chestii. Mă, până la urmă, omul se mai schimbă în timp, că na, e și normal să te mai schimbi, că nu poți să rămâi același om. Fiecare ne schimbăm.
De exemplu, ce fiecare dintre voi puteți să rămâneți același om, dar nu mă refer în sensul rău, în sensul bun, că na, trebuie să mai avansezi, să mai, na. Nu poate să stea tot timpul cu fanii, să posteze aceleași clipuri sau să facă aceleași chestii. Încearcă și ei și alte chestii să mai facă, nu poate să facă numai ceea ce făceau ei înainte, nu? De exemplu, cum a fost cu acum cu căsuța. Asta a fost o altă chestie, o chestie nouă, care au făcut o chestie foarte bună și uite, au avut un succes foarte mare și îmi pare foarte bine și mă bucur pentru ei că au succesul ăsta și eu le doresc succes în continuare, să reușească pe mai departe, să ducă la bun sfârșit acest proiect și să meargă în continuare cu ceea ce își propune în viață, să reușească, să le meargă bine în continuare. Chiar mă bucur foarte, foarte mult pentru succesul lor. Sunt foarte mulți care invidiază și na, nu trebuie luați în seamă și eu am destul hate pe canalul meu la unele clipuri. Am văzut că am și eu foarte mult, dar eu nu le iau în seamă, pentru că nu are rost. De ce să iau în seamă toate răutățile oamenilor? Dacă am luat în seamă toate răutățile, asta ce-ar însemna? De aceea încercați și voi să nu mai fiți răi și încercați să nu luați în seamă toate răutățile care sunt. Că există și oameni răi și oameni buni. Asta e viața. Ce să facem? Mergem înainte și na. Cam asta a fost tot, oameni buni. Încă o dată vă spun, eu am o părere foarte bună despre Tiberiu și Cornel și am, să zicem, cât de cât părere bună și despre Ionuț Ghiță. Nu este genul meu de persoană care să-l apreciez, dar e ok, mi se pare un băiat ok la treaba lui, nu are treabă cu nimeni, după cum se vede, are și respect față de oameni, se vede după el. Are, na, fiecare suntem diferiți, nu suntem toți la fel, fiecare suntem, cum să spun eu, ne manifestăm în moduri diverse. Așa că, oameni buni, cam asta e tot. Dacă apreciați ceea ce spun eu și ceea ce am spus eu, lăsați un like și dacă aveți, eu știu, ceva de spus, de obiectat, puteți să lăsați în secțiunea de comentarii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și să ne vedem cu bine până data viitoare. La revedere! Și nu uitați de subscribe dacă încă nu v-ați abonat la acest canal. Dacă vă place ceea ce fac eu pe acest canal. Dacă nu ați văzut încă ceea ce fac eu pe canal, v-aș ruga să vă uitați așa la câteva clipuri ceea ce fac eu pe canal. Și aștept o părere să-mi spuneți dacă e ok ceea ce fac și dacă vă place, lăsați acolo în secțiunea de comentarii. Eu vă mulțumesc pentru atenție încă o dată și să ne vedem cu bine până data viitoare. Pa, pa!